Cred că prietenii mei râd că eu, dacă ar trebui să dau un interviu sau un podcast mm -hmm. la o televiziune din asta ușor de scandal, s-ar plictisi sau n-ar difuza -o pentru că e atât de clasic și de frumos și de bine totul. Să fii librar în ziua de azi înseamnă, chiar dacă nu e o școală și lucrăm și la asta mm -hmm. cu alte librării, mm -hmm. înseamnă să-ți placă să vorbești cu oamenii, să-i ajuți sau să le recomanzi lucruri de care nu neapărat de care au nevoie, care i-ar ajuta în momentul ăla. Uh -huh. Cred că să fii librare înseamnă, evident, să citești, să-ți placă mult cărțile, și să-ți placă să asculți. Și după două săptămâni și o zi am deschis întâmplător la o pagină pe care scria nu este puțin timpul pe care l-ai, ci este mult cel pe care l-ai pierdut. M am găsit și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Sunt Raico Cuzmanovici, gazda voastră și gazda invitațiilor mei, dar și invitațiilor voștri, pentru că vreau să crești și suntem o comunitate care de fiecare dată vrea să facă și face Excelent de Bine. Astăzi o să călătorim puțin printr-o poveste foarte interesantă și printr-un loc care după părerea mea este așa, o, o marcă, devine pas cu pas o marcă a acestui oraș București. Dar pentru această poveste minunată și care cu siguranță va avea și are o continuitate, am invitat-o pe Ștefania Oprina ca să ne povestească despre acest proiect care a luat nașterea cu mai mulți ani și care s-a dezvoltat poate pe niște căi neașteptate. Însă, până atunci, aduceți-vă aminte să dați click pe acel buton roșu pe care scrie subscribe sau scrie abonează-te, astfel încât de fiecare dată să primești în științare când postăm ceva nou pe canalul meu de YouTube. Așa că, haideți să auzim pe Ștefania Oprina ce ne spune ea despre acest proiect numit Seneca. Bine ai venit, în primul rând, Ștefania, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine, v-am găsit, e absolut plăcerea mea. Cum a pornit povestea asta? Și ce este? Pentru că încă, încă îi ținem în suspans pe cei care ne urmăresc. Ce este acest proiect Seneca? De fapt, el are o denumire un pic mai lungă, se numește Seneca Anticafe. Și să povestim puțin, așa, istorioara. Cine ești, în primul rând? Da? Ce faci, de unde vii, încotro te duci, cam așa ceva? În afară de ultima, le știu pe toate. Asta cu încotro mă duc. Până acum nici măcar nu intuiam unde o să ajung, așa că nu mai fac predicții de felul ăsta. Mm -hmm. Stau unde trebuie, cât mi-e bine și până acum e o poveste excelentă. Așa. Și cum a început povestea asta ta? Mi-a fost dor de întrebare asta. La început oamenii ne întrebau în continuu cum a început și ce este acest mm -hmm. anticafe și mm -hmm. de ce nu vrem cafea și nu... Da, da. Era da, și de ce se numește anticafe? Adică sunteți împotriva cafelei? Ce ați Absolut de acolo? deloc. Absolut iubim cafeaua. Da anti se numește conceptul acesta în care nu plătești consumația, mm -hmm. ci plătești timpul. Spunem noi că punem preț pe timp și devine mai valoros pentru că îți dăm toate resursele de care ai nevoie și tu îl folosești să nu să devii mai bun, că nu ne mai place ce să devii mai bun, ci să pui mâna să faci ce ți-ai propus mm -hmm. și nu ai început încă. Mm -hmm. Sau să faci mai bine ce ai început deja să faci. Da, conceptul îmi se pare în primul rând, mi se pare foarte interesant, știi, să plătești timpul pe care îl petreci acolo. Asta mi s-a părut prima dată când m-am întâlnit cu voi, acum vreo șapte ani ceva wow, de genul ăsta. Wow. Da. A, a fost a, formidabil și a, mi s-a părut o idee, zic wow. Zic, Știi, a fost dificil, în primul rând, să înțeleg cum plătesc timpul. Adică, Nici noi n-am înțeles. Știi, era un singur știu. om care înțelegea inițial. Așa. Sunt oameni, tot a început cu Seneca, de fapt, că exact. tot e parte din nume și filozoful este fix filozoful de acum 2000 de ani. Exact. Și multe lucruri se leagă de stoicism, dar Seneca a fost primul și la început era atât de simplu. Niște oameni au vrut să-l facă auzit pe Seneca uh -huh. și au înregistrat câteva audio bucuri. Uh -huh. ale dialogurilor lui, scrisorile lui Seneca, da. într-o traducere nouă a Ioanei Costa de la Universitatea București uh -huh. și cu totul foarte bine gândit în jur. Uh -huh. Și vocea era lui Victor Ebeciuc. Așa. El a citit primele audio Bucuri Seneca, uh -huh. după care s-a ajuns la o carte, pentru că toate poveștile din viața mea încep cu o carte. Și a fost o carte și cu miza de ce nu mai citești tinerii Seneca? Nu pentru că e de acum 2000 de ani. Mă rog, de ce nu citesc tinerii în general? Eu nu cred asta. Eu sunt într-o bulă în care tinerii citesc mai mult decât citeam eu când aveam vârsta lor. Și cărțile s-au adaptat atât de bine încât mi se pare că citesc mult. Dar, din nou, știm că mm -hmm. suntem într-o bulă. Ieșim din ea destul de des, avem și proiecte educaționale. Dar spunem destul de ferm că tinerii citesc. Uh, cu siguranță citesc, știi cum e? Și eu am, am stat și m-am uitat uh, la tineri cât, uh, cât timp fiul meu era la școală și uh, am constatat că au, au trecut și ei prin același uh, fază, hai să-i spun așa, de, poate și de revoltă, pentru că eu literatura aia obligatorie de școală am citit-o după, 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 da, după ce s-a terminat școala. Uh, poate eu nu eram pregătit pentru acele cărți în acel moment uh, cu siguranță pentru mine era și revolta că este obligatoriu și atunci era lectura obligatorie și am constatat și la ei același lucru, însă citeam orice altceva Ceea Ce orice altceva, rău. știi, tot felul de, de cărți care nu erau relevante pentru școală și pentru <laughs> <laughs> uh, pentru că se insistă pe anumiți uh, autori care, sincer, poate eu nu eram pregătit în acel moment pentru Habarna Brăzboi și Pace, Ana Karenina... Sau pentru și... Mara, sau pentru... Da, bine, eu da, vorbesc zi, de școala mea de din Serbia, școală. Da așa cum m am constatat și ei astăzi, al meu au avut mari dificultăți, în primul rând, a înțelege arhaizmele. Da. Și mult timp s-a petrecut traducând ce vrea să spună unul sau celălalt din personaje din cărți. La noi acesta a fost primul pas: să traducem Seneca într-un limbaj nu contemporan în sensul de Seneca în continuare, nu zice mișto. Sau, dar a rămas la fel de poetic, dar foarte clar, un pic mai. cum americanii traduc extrem de bine și engleza are farmecul de just do it. Da. Așa. și Just Be uh -huh. sau tot, uh -huh. Seneca acum, cel puțin la editura Seneca, da. e foarte ușor de citit la orice vârstă. Așa ni uh -huh. se pare. Și mai, mai departe în provocarea așa. asta, că la mine chiar cu această carte pe care am adus așa ca o copiuță, uh -huh. se cheamă Alt timp nu am, de fapt sunt dialogurile despre scurtimea vieții și despre viața fericită uh -huh. și a venit Anastasia, care este un personaj în sine, uh -huh. Și am vorbit puțin, nu în direcția să mă angajez nimic de felul ăsta. Eu cred că încă lucram la Humanitas pe vremea aia și aveam impresia că mai am două vieți de petrecut acolo ca să Așa. fac tot ce îmi doresc. Așa. Și Dar puțin, puțin mă gândeam că mi-aș găsi loc în altă parte uh -huh. și mi-a lăsat cartea asta, de care nu cred că m-am atins două săptămâni. Uh -huh. Și după două săptămâni și o zi am deschis întâmplător la o pagină pe care scria nu este puțin timpul pe care l-ai, ci este mult cel pe care l-ai pierdut. Oho. Și s-a așezat așa pe gândul pe care l aveam da, deja, da, da, că așa da. se întâmplă, uh -huh. încât după aia am mai vorbit cu Anastasia și am ajuns uh -huh. să fiu unul din primii oameni ai Seneca Anticafe. Hai să povestim puțin și despre tine, că ești, nu știu are ce de bibliotecă, dar ești un cititor. în Da, mă gândeam aici. acum că eu am citit, eu am citit de la Vrebreanu la absolut tot, am mm -hmm. fost fix genul de tocilar, să zicem. Mm -hmm. Și mi-au plăcut și înțeleg și de ce nu se potrivesc acum, dar în același mm -hmm. timp nu le-aș scoate, n-aș face nimic radical. Mm -hmm. Aș adăuga multe lucruri în programă, dar nu aș scoate neapărat, n-aș mm -hmm. arunca Sadoveanu să înlocuiesc. Dar cred că poate ar trebui explicat tinerilor de astăzi. Ar trebui explicat și ar trebui, da, pe noi ne puneau să învățăm pe de roz niște comentarii da. dintr-o culegere albastră uh -huh. de Mariana Badea sau ceva, uh -huh. o chestie uh -huh. din asta care nu se mai potrivește. Acum trebuie să mă întreb pe mine ce gândesc, nu uh -huh. ce a vrut să spună autorul exact, neapărat. Exact. Adică să aducem la zi. Da, Știi, și cred că se întâmplă. Pentru că, na, eu mă uit, voi îl aveți pe Carajeale, noi îl avem pe Nușici. Da. Uh, și, efectiv, tot ceea ce au scris ei acum 100 și ceva de ani e valabil și astăzi. Și de acum 2000 de ani. Da, și, acum de, de fapt, ceea ce ne arată că modul de gândire a oamenilor nu s-a schimbat, acel profund ca asta spun din punct de vedere psihologic suntem la fel sau doar s-au adăugat niște baza lucruri, aia, part, dar baza a rămas în... la fel da. uh, și asta este motivul pentru care râd și astăzi uh, și la Caragiale și la Nușici <laughs> și la uh, și de, de aceea este ușor de adaptat da. uh, sunt, unii sunt foarte ușor de adaptat la zilele de astăzi fiindcă de fapt esența nu s-a schimbat uh, uh. Uh, și de unde a plecat uh, Ștefania? Cred că prietenii mei râd că eu, dacă ar trebui să dau un interviu sau un podcast mm -hmm. la o televiziune din asta, ușor de scandal, s-ar plictisi sau n-ar difuza pentru că e atât de clasic și de frumos și de bine totul. Am avut un traseu atât de lin. Mm -hmm. Am lucrat într-o multinacională mm -hmm. și, când a fost să iau decizia dacă mă mut la birou, că la început ești pe acolo, ești peste tot și nicăieri. Și dacă ai ce trebuie cumva, urmează să ai un birou, un cubicle. Da. Și fix înainte, o secundă înainte să am cubicle-ul ăla și mi-era bine, era o librărie foarte mică, se chema librăria din fundul curții, era uh -huh. lui Humanitas, unde chiuleam în liceu și unde le rearanjam rafturile, ne lăsau. Uh -huh. Le rearanjam rafturile, le puneam niciodată în ordine alfabetică, ci pe autor sau pe secțiuni uh -huh. sau pe teme și le spusesem cumva că dacă o să existe un job la librăria aia mică și ascunsă din grădina de pe Calea Victoriei, eu vin să lucrez acolo. Doar că deja mă angajasem și eram bine și eram... Și a apărut jobul ăsta și au zis e deschis dacă vrei uh -huh. și am zis o să accept multinationala și o să am o super carieră, dar întâi trei luni trebuie să aranjezi rafturi acolo. <laughs> și au fost cele mai frumoase trei luni, absolut. Aha toți prietenii mei, de la foști colegi de generale până la părinți, până la toată lumea a venit cumva în vizită. Le făceam recomandări în continuare să librar personal. Mm -hmm. wow, și s-au legat lucrurile atât de bine. Deși era curtea revistei 22 și veneau toți bătrânei. team ziarul 22, marțea, mm -hmm. dimineața. Dar ceva m-a ținut acolo și a fost atât de bine încât după trei luni nu m-am întors în multinațională, ci după un an m-am ocupat de toate librăriile Humanitas din București uh -huh. și din țară uh -huh. și am rămas acolo o vreme, cât mi-a fost bine. Așa. Și când și... nu ți-a mai fost bine? Când mi-a mi mai fost bine... Nu ți-a mai fost bine sau cumva universul ți-a așezat... Uh... Nu știu, pe mine încă mă doare puțin așa, că așa e, când îl cunoști pe idolul, uh -huh. cum era pentru mine Humanitas sau așa, uh -huh. ca entitate... Evident că la primul semn, care nu e așa cum visai tu, te simți dezamăgit și trădat și da, da, da. monstru care Oi. își mănâncă copii <laughs> Și Și când am plecat din Humanitas, după ce deschisesem Humanitas de la Cismigiu și cea de la Brașov, deci făcusem lucruri mari, am zis că nu mai vreau. Cu cărțile m-am lămurit, nici în multinațională nu o să mă duc, dar gata pentru mine. Uh -huh. Și m-am dus într-o galerie de artă unde vindeam tablouri de 20.000 de euro. Uh -huh. Pictate de, de nimeni? Așa. <laughs> pentru că se asortau cu rochie sau. Păi, foarte și complet bine. altă lume. Alte bugete, alte căi. <laughs> așa. Doar că între timp, vorbiți în cu Anastasia și deschisesem la pagina aia. Am cu... Deschisese la pagina. Da, deschisesem, deschisesem deja. Și el a fost declanșatorul pagina aia? A fost. De... Am stat ceva timp la galerie, am descoperit o altă lume, cât să-mi dau seama că. E fascinantă, dar nu vreau să fac parte mm -hmm. din ea, că n-aș îmbunătăți-o, ci aș judeca-o de pe margine și sau, mai rău, din mijloc. Din mijloc da. Și nu am vrut să fac asta. Mm -hmm. Și Seneca, deși nu am înțeles ce e, deci a venit Anastasia și a povestit într-un fel. M-am mm -hmm. dus după aia acasă și i-am povestit mai departe unui om care și el a făcut parte din echipa Seneca, dar nu a înțeles absolut nimic. Cred că în afară de... Adresă Așa. nu puteai să înțelegi, pentru că era un loc în care veneai și nu trebuia să cumperi, dar plăteai, dar puteai să iei tot ce vrei, dar nu era... Deci nu suna, nu, nu, nu suna, deci nu suna Așa. nimic. Așa. Noi în librărie încurajam pe oameni să stea, să răsfoiască, uh -huh. dar să plătească o carte. Aici nu trebuia să plătești nicio carte. Da. Da, și, și nici, astăzi nu, trebuie să plătești nici nicio. astăzi nu trebuie. Mulți Așa. se îndrăgostesc pentru că e și librărie în sensul clasic, uh -huh. dar nu ești obligat, nu te pune nimeni să cumperi ceva. Corect. Poți să vii să petreci cât timp ai tu nevoie, să fie bibliotecă care pui preț pe timp, Pe da. timp. Da. Pe timp. Asta mi s-a părut uh, atunci o chestie nu știu dacă revoluționară, dar oricum o abordare la care nu te aștepți. Da, nici eu nu așteptam O abordare și deja la știam. care nu te aștepți între timp, de la librărie, că eu știu cum era atunci la început, <fie> s-a transformat în altceva, de fapt, în acest anticafe, unde te duci și stai și sunt foarte mulți care văd acolo, în zona aia din afara librăriei, stau la calculatoare, lucrează, adică e un fel de birou pe care l ai. În continuare, sunt oameni care vin și petrec o oră uh -huh. în Seneca și sunt oameni care stau mai mult ca noi, angajații, stau mai mult de 8 ore. Uh -huh. Îi găsim acolo când venim, îi găsim acolo când plecăm. Mai nou am făcut abonamente de noapte, deci le zicem. Așa? Noapte bună! Așa, Seara, când să plecăm, și ei au cartelele lor proprii. Aha. Deci, există soluții, nu știu, tu descoperi Seneca și îl adaptezi la ce ai tu nevoie să fie. Uh -huh. Deci, s-a creat, de fapt, o comunitate, da. cum a, a lui Seneca. S-a creat o comunitate care ne-a ținut spiritul sus în pandemie, în carantină, uh -huh. tot. Uh -huh. Sunt oameni pe care îi vedem, e foarte amuzant că noi nu știm nici cum îi cheamă pe mulți din ei. Pentru că atunci când vii în Seneca, E un sistem foarte simplu și uh -huh. simpatic da. în care îți alegi cine vrei să fii. Îți alegi un scriitor. Nu te Aha. întrebăm bine ai venit, cine ești, cât ai de gând să stai ca să știm să facem nota de plată. Așa. Intri, sunt niște semne de carte de lemn uh -huh. și tu spui eu astăzi voi fi Socrate sau Ioana Prăvulescu. Aha. Așa. După care noi doar notăm ora la care ai venit și ești ca la tine acasă sau ca la tine la birou sau. Da, chiar chiar așa te... Nu, nu mă simt ca la birou. Adică acolo de câte ori am fost, nu am simțit ca la birou. Uh, e un loc foarte... Pentru mine este intim. Adică are acea da, atmosferă de intimitate, de căldură uh, și te... Cumva te invită. Și, și asta din perspectiva outsiderului, hai să-i spun așa, uh, te invită să stai acolo și să-ți petreci timpul și... Te invita cumva să inviți și pe ceilalți. Da. Sunt oameni Şi... care îi aduc pe prietenii lor și e sentimentul ăla de poți să le fac eu turul? nu e evident că nu avem nimic împotrivă. Mm -hmm. Și e sentimentul ăla de mândrie, de parcă tu l-ai făcut sau da, măcar tu da, l-ai da. descoperit. Dar. da. Da, 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 e, e, e un loc fascinant, așa. Și ca un labirint, până la urmă, pentru că. La început era avea o singură cameră, da. nici nu aveam opțiunea de labirint. Eram da. de la recepție până la lună. Luna, care deja e trademark senegal, e da. unui artist rus care a plimbat-o prin toată lumea. Uh -huh. Știam poze, eu credeam că e Photoshop. Că văzusem ah. semiluna aia pe niște ghețari, eu văzusem lângă turnul Eiffel. Uh -huh. Și la un moment dat a fost un târg de carte În timp ce noi încă zugrăveam la Seneca Voiam să deschidem da. Anastasia a fost translator pentru el Și într-o zi s-a întors cu o lună în brațe Era... Adică cam așa Ui. se întâmplă lucrurile la Seneca da, nu știu. Da, da, da. Întâi vezi o chestie Care cumva te șochează După care înțelegi despre ce e vorba Și deja faci parte din poveste Când ai înțeles Și semiluna a rămas la noi Am pus-o în vitrină ca să fie văzută Pentru că e superbă și da. când a venit Leonid Tișcov și a zis: Luna la soare, ți-a Da, Așa că am pus un amfiteatru. <laughs> Așa. Exact. Și acolo a rămas. aveți acest anfiteatru care mie mi se pare în, în fosta curte interioară, cum ar fi al <laughs> care, în primul rând, ca și arhitectura este splendid. Da, Ce să Ce, cu lemn, e foarte, foarte multă căldură. Și este acest anfiteatru care mi s-a părut formidabil acum șapte ani când l-am văzut știu, și am intrat acolo și zic wow, a fost un eveniment a, a elevilor știi și uh, eram adică efectiv te-ai transpus cumva în acea perioadă de acum 2000 de ani când stătai uh, la Roma sau. Scena prima uh, e acolo. Da, exact, exact, exact. Și mi s-a părut fascinant pe de altă parte pentru că publicul este foarte aproape de tine. Adică nu există acea distanță, știi de nu te pot atinge, ci pur și simplu te invită la dialog. Asta am vrut să facem de la început. Și ce face legătura asta între vechi, Seneca și nou, conceptul ăsta de anticafe, care înseamnă doar că este locul în care plătești timpul, nu consumația, uh -huh. nu este împotriva cafelei. La început Or, nu aveam ca, cafea. Că serviți, că servi, oricum pentru că, serviți cafea. Da, lângă noi era o cafenea uh -huh. și fiind bun prieten, bun vecini, uh -huh. nu am adus competiție directă pentru că noi eram locul nou în care venea toată da. lumea, de la elevile de la Vianu până la oameni care veneau special, uh -huh. vecinii din Chiselev. Așa că nu am adus cafea pentru că lângă noi era o cafenea. Uh -huh. Și era și mai greu de explicat că noi nu suntem împotriva cafelei, ci împotriva... Uh -huh obiceiurilor din cafenele, împotriva zgomotului. Împotriva... Așa, deci, deci exact, ce semnificație are acest anticafe? Este acest concept, așa l-au numit, cred că în... chiar în Rusia, a apărut uh -huh. prima dată, acum sunt peste tot. Noi, uh -huh. când mergem fiecare în vacanță, uh -huh. vizităm cu un anticafe, l-am văzut uh -huh. pe cel din Roma, l-am văzut pe uh -huh. cele din Paris, sunt vreo 10 în Paris. Wow! Și este acest concept în care uh -huh. stai cât vrei, plătești doar timpul consumația este inclusă, tu ai resursele în jurul tău. Bine, noi, noi l-am făcut cumva primie, m-am văzut după aia. Da, da, da. Că așa da, da. faci, Anastasia, lucrurile da, da. Le, le tot ridică cumva. Da. Uh -huh. Și, deci, este pur și simplu un loc tihnit unde să faci ce ai tu nevoie să faci. Și când sunt în jurul tău 10 oameni care lucrează, uh -huh. nu-ți mai vine să-ți faci curat pe birou, să pur și simplu te apuci și faci Eat that frog, sau nu știu, ce nu uh -huh. reușise să... E și, prielnic. Și Ștefania ce face acolo? Aranjează cărțile? Sau? <laughs> de la început eram atât de puțini și uh -huh. nu știam încotro, vrem să ducem locul. Am așteptat foarte mult, a contat mult și feedback-ul de la public, că noi puteam să zicem știam că suntem de nișă, știam că e o librărie care are zeci de mii de cărți, dar nu avem toate cărțile, uh -huh. chiar dacă sunt bestseller. Da. Nu le avem în mod da. asumat uh -huh. Dar găsești cele mai bune cărți În cele mai bune traduceri Și din domeniile astea de Filozofie, psihologie Avem și beletristică Dar uh -huh. foarte alese Și eu să zicem că sunt Comunicare uh -huh. Nu știu, legătura cu oamenii cumva uh -huh. Dar toți suntem, fiecare om e un departament În afară de contabilitate Noi le facem pe toate uh -huh. Și deja noi suntem o asociație Acum și avem da. multe direcții față de la început când eram doar o, o semi-librărie o din care nu înțelege exact ce e. Uh -huh. Acum suntem o asociație care încorporează și editura Seneca, continuare da. viața ei, are cărți uh -huh. de stoicism și de ecologie. Avem chiar și o serie pentru copii. Avem lucruri pe care nu le gândisem la început, că nici n-ar fi încăput în... La un moment dat știu că într-o discuție ai pomenit de niște desene. Da. Din carte, că a fost. Un... Legătura dintre. Un legătru, trecut da. chiar colecția asta albă, mm -hmm. dialogurile lui Seneca, se cheamă în doi pentru că e filozoful și ilustratorul. Mm -hmm. Asta a fost invenția asta. Că mm -hmm. mi se părea că Seneca era deja pe piață, era la Polirom sau la o editură și nu înțelegeam care e marea schemă să retraduci sau să. Da. Și de fapt sunt complet diferite și sunt citite acum de clasa 9-10. Uh -huh. Și sunt, sunt elevi de la școala de arte care pur și simplu au ilustrat niște citate uh -huh. și le-au făcut într un mod în care au devenit postere, au viața lor, au devenit postere, au devenit tricouri. Super. Și sunt un alt limbaj, probabil dacă am publica acum asta, ar fi și cu niște video, ai avea un QR și te ar duce pe TikTok sau ceva. Asta e a fost în momentul ăsta în 2013-2014. Da. Revoluția în care Da, știi de ce? Pentru că Cartea în sine este doar o adunare de niște texte exact. care, dacă nu rezonez cu ele, asta este experiența mea. Știi, dacă nu rezonez cu ele, menirea cărții este să-ți imaginația. Pentru că așa o să o ții minte și așa, de fapt, cartea trebuie trăită. Însă, de foarte multe ori am întâlnit dificultate. În acest sens, pentru că pur și simplu textul de acolo nu se potrivea cu imaginația mea, cu capacitatea mea aceea de a imagina și atunci uh, cred că asta este și unul din motivele pentru care cărțile pentru copii sunt cu multe desene, uh, pe de-o parte și pe de-altă parte, pentru că modul în care creierul nostru procesează informația cel mai ușor este prin imagini. Da. Uh, și pentru mine, filozofia. A fost ceva, o zonă interzisă, în sensul acesta. <laughs> în sensul că cit, mă apucam de citit și zic, ok, bine, n-am înțeles nimic. Și cred că și asta m-a fascinat, aceste desene, această idee de a combina uh, partea asta filozofică cu o reprezentare grafică, care da. eu cred că te ajută foarte mult să înțelegi ce a vrut să spun autor. Fără să-ți impună și fără să-ți fure din experiență. Da, da. Sunt da. acolo. Da, adică, mie îmi place că este o carte care. Poate să fie văzută. Și nu doar citită, ci poți să te și uiți la carte în interior, care are niște desene. Și mie mi-ar plăcea ca foarte multe cărți să fie cu desene în interior, pentru că creierul și mintea noastră nu se schimbă cu vârsta. Nu avem impresia că dacă ești adult și ești serios, atunci trebuie să citești doar textul și asta este. Cred Dar... că Suez zicea că ești adult adevărat când. Poți să reîncepi să citești cărți de copii, deci nu. Exact. Și, și credem că este o, o experiență formidabilă. Formidabilă. Am trecut prin perioada asta, acum copilul este adult în devenire. Uh, și este o experiență formidabilă. Și te reîntâlnești cu copilul din tine. Îi dai voie să. Îți dai mai I, mult că noi nu aveam. Da, țea. el e tot timpul. Dar ideea este că el e tot timpul acolo tot ce este necesar este să-i dai voie să, ia, să iasă la suprafață și de aceea asta spunem, mie mi-ar plăcea cărțile care se pot vedea adică citi acele imagini sunt cel mai mult și aș transforma tot ce se poate în imagini, dar și într-o combinație. Dar cu aceeași libertate. Ceea ce ați făcut Nimic n-a fost impus, tot mm -hmm. a fost pur și simplu textul și o foaie de hârtie și ei au am mers pe mâna lor total de la Sasha Staicu până la Andrei Măceșanu, livia toți. Uh -huh. Și am ajuns acum să avem uh, chiar coperte cu care ne mândrim și ilustrațiile adăugate gretei de Dan Perjovski, ceea ce nu visam atunci. Uh -huh. Uh -huh. Dar e important că cineva a avut curajul să înceapă. Și de acolo, dacă un loc are, dacă un concept are locul lui în univers, să zicem, sau în București, ca să ne... Așa. Pur și simplu La București o să funcționeze. Face parte, din, București face parte din acest univers. Da. Așa că, așa că îl îmbogățim cu toată povestea asta. Da. Cine selectează cărțile? Din nou este vraja Anastasiei, pe care simt că trebuie să o cunoască toată lumea, mm -hmm. deși ea nu cred că vrea să fie cunoscută de toată lumea. Ea simte că face lucrurile ca orice mm -hmm. om normal. Mm -hmm. Dar le dă un farmec ca parte, și așa cum ne-a arătat-o un fost depozit de mobilă, și ne-a povestit ce o să fie, și cu lemnul, și Vizional, cu lumina, așa. și cu cărțile, și noi nu înțelegeam neapărat. Adică, ea a văzut acel dezastru. Ea vede, hai să zi... ea, Exact, ea așa. poate să se uite la un filozof vechi de acum 2000 de ani care există pe piață, mm -hmm. e tradus, e publicat, nu e nicio no. problemă, de deci ce încă e acolo. Și ea poate să vadă cum o să fie citit de liceen, deși nu-l citesc nici foarte mulți adulți. Uh -huh, uh -huh. Și după aia are curaj să se apuce de Epictet, deși Epictet e atât de mare. Nu că Seneca nu ar fi, dar eu de Epictet auzisem în toate discursurile uh -huh. lui Liceanu, care reprezintă uh -huh. Humanitas, și Andrei Pleșu, și Patapievici, toți. Așa. C Când am citit prima dată textul la scurt, manualul lui Epictet, uh -huh. am recunoscut fraze de la oameni niște inteligenți în textul ăla, la asta se refereau. Mm -hmm. Și ea a avut curaj să ne dea mână liberă. Eu am fost la Andrei Pleș, și am spus că o să publicăm epitet. Mm -hmm. Să nu-l vadă direct publicat, o să fie ilustrat de Iulia Costa, o să fie ceva foarte frumos. Dacă vrea cumva să participe, Așa. noi avem toate paginile deschise, cumva. Așa. Și am fost la mai multe lume atunci, uh -huh. câțiva au zis că nu au timp de așa ceva sau că nu e locul lor să facă asta. Uh -huh. Și Andrei Pleșu a zis, eu nu am timp de nimic. Uh -huh. Despre asta e și mult din Seneca. Așa. Dar dacă mă bați la cap, eu privindul pe Andrei Pleșu ca pe un idol, deci asta cu bătutul la cap a fost ceva în care nici n-am înțeles <laughs> cum să îndrăznesc. Așa. O să ne trimită și ne-a trimis o prefață. Uh -huh excepționale din în care înțelegi de ce se citește Pictet, de ce se republică această carte, de ce e un text care nu o să moară. Așa. L-a numit antidepresiv <fie> pentru om modern și așa i-a rămas, i-am făcut o ediție micuță așa de buzunar, să <fie> l-ai la îndemână, că asta <fie> înseamnă manualul. Da. Și așa am făcut o carte în care prefața era de Andrei Pleșu, deși noi eram o editurată de mic atunci. Dar Anastasia vede lucrurile într-un fel. Da, nu știu să dar editura altfel. care, într-o oarecare formă și un concept, care schimbă vieți. Și un estetic excepțional. Și asta da. contează. Da. Te oprești la Coperta, întotdeauna, te oprești la Coperta 4 te... și ea reușește să facă cumva. Ea e director editorial, uh -huh. deselectat în funcție de ce e nevoie. Seneca e foarte responsive, îmi vine mai ușor în engleză, la ce se întâmplă în jur. Poate să fie criza cu Ucraina, poate să fie alte schimbări sociale, poate să fie orice. Cumva le integrăm. De asta am ajuns să avem mai multe direcții și de asta a apărut colecția de ecologie, deși nu credeam că se leagă neapărat de filozofie și stoicism. Așa. Dar respectul față de natură și de resurse și de tot s-a legat foarte firesc. Și unele cărți sunt pur și simplu necesare și ar trebui să fie și în limba română. Dar ce înseamnă această ecologie? Ce vrei tu să însemne de la. ca și carte, în primul rând. Noi avem o colecție de cele mai bune texte scrise de economiști, de. Uh -huh. poate ți au de Latuș, de. Uh -huh. i-am adus și în țară la un moment dat, uh -huh. și Tim Flannery. Sunt oameni din toată lumea. Uh -huh. Care scriu despre, în general, despre resurse, despre sortarea deșeurilor, despre apă, aer, pământ. Ok. Și primul pas, dacă vrei să începi să faci ceva, e să te informezi, că așa sună foarte abstract. Nu știu, nu înțelegi exact ce ți se cere și care e impactul tău mic asupra unei planete mari. Uh -huh. Dar dacă înțelegi puțin din ce e făcut tricoul pe care îl porți sau dacă înțelegi de ce... Din, de unde vine cafeaua aia pe care o bei dimineața și o arunci jumate sau o uiți pe birou, mm. încep să faci Și ce poți să faci mici cu zațul, Și cu tot, totul se leagă. Am avut inclusiv grădină comunitară. Deci la Seneca mm. nici măcar nu mai facem glume, pentru că dacă arăt 10 poze din ultimii 9 ani facem anul ăsta, în una suntem în librărie, librari frumos. Sim. Avem lansări cu Dance Mihailescu, avem adunări cu licenii. În alta săpăm la grădina noastră comunitară mm -hmm. în care am predat permacultură. Da. În alta suntem la un târg de carte, pe undeva prin nu știu ce sat sau pe malul Dunării sau... Deci, mm -hmm. nu știu. Noi încă visăm acolo. <laughs> da, asta... Știi, visele sunt cele care până la urmă ne ajută să evoluăm. Da, dar trebuie să fie unul nebun care chiar să le și facă. Păi tocmai, visele sunt menite, știi... A eu fac o mare diferență și la asta m-a ajutat uh, un conflict în familie <laughs> pentru că eu întotdeauna am fost considerat și sunt considerat visător. Uh, însă oamenii prin visători, de fapt, fac o mică confuzie de foarte multe ori cu cei care au fantezii. Uh -huh. Și atunci uh, visă, diferența între cel care trăiește în fantezie și cel care își trăiește visele este că visele se realizează. Bisele se materializează Fanteziile sunt acolo Ceva ce nu o să materializăm niciodată Ne gândim la ele Tatonăm terenul Dar n -avem, câteodată nu avem curajul Să pășim Și acea fantezii se transformă într-un vis Și într-o realitate Eu așa văd lucrurile da. Și atunci asta a fost lămurirea că eu tot timpul mă străduiam să le explic celor apropiați că eu nu sunt visător. Dar, de fapt, până când am înțeles la ce se referau ei și atunci am spus da, sunt un visător pentru că eu îmi realizez visele mele și atunci am început să fac lista. Stai, ce ai visat tu, cum? Și ce ai realizat? Ce ai spus că o să faci și ai făcut? Diferența este doar de timing. ok Că nu există un deadline da, decât doar verifici dacă visul ăla încă îți mișcă sufletul. Și dacă îți mișcă sufletul, e clar că se va realiza, da? dar nu când tu te aștepți sau când tu planifici, ci de este, asta este experiența mea, să te sincronizezi cu Universul și să-l lași pe el să-și facă treabă uneori avem aceste termene limita. Știi, visăm să publicăm o carte, ok, hai să vedem, o traducem până când este tradusă da. și așa mai departe. Dar avem și această flexibilitate. Că o fi o zi în plus sau o zi în minus sau o lună în plus, o lună în minus, important este că până la urmă se materializează și se demonstrează că se poate. Și eu cred că să ne din cafea arată că se pot face foarte multe pentru că de la o mică librărie cu o singură cameră cu o singură cameră da, ați ajuns să aveți un spațiu formidabil frumos care te invită care, în care eu personal aș sta acolo adică mi-aș muta birou acolo dar aș abuza de, de să zic așa de foarte multe lucruri care te inspiră, știi? Și ce-a făcut, uite, o întrebare care îmi vine este, ce-a făcut Seneca în perioada lockdown-ului? Când n-aveai voie să intri în Seneca. Iar sună ca o nebunie. Uh -huh, uh -huh. toate oamenii, deci oamenii fie iubesc conceptul ăsta, fie li se pare un pic cam mult, cumva, nu știu, și nu știu de unde se l apuce și nu rezonează neapărat. În lockdown noi am închis mai devreme decât a fost necesar legal. Mm -hmm. Pentru că sunt oameni pe care nu știm cum îi cheamă. Sunt Volter și Ioana Pârvulescu și Socrate. A fost? A fost dar pe care noi. îi vedem zilnic de ani de da. zile. Și cumva a fost foarte multă responsabilitate. La noi totul este open space. Mm -hmm. da. Și bufetul care este foarte mare și tot. Și oamenii sunt acolo și ating aceleași clanțe și tot. Mm -hmm. Și am gestionat în felul în care am zis să închidem o săptămână. Ne dăm seama cum sunteți cel mai în siguranță în locul ăsta pe care no. îl numiți voi casă din când mm -hmm. în când și nu vrei să-ți facă rău. Și am închis mai devreme timp în care am zis că ne regrupăm. Prima dată am zis ok, facem ce n-am apucat niciodată. Redecorăm, montăm, nu știu ce, rafturi, lucruri. Nici asta n-am făcut și nu știu exact cum am clipit mm -hmm. și eram din nou în librărie toți. Era loc de lockdown oficial. Așa. Și eu fiind partea de comunicare, și mult cu publicul, am început să le scriem celor care aveau un avans plătite evenimente sau rezervări sau lucruri. Nu știam când o să deschidem. Uh -huh. Și am început să pur și simplu să tăiem din calendar. Și am sunat și am zis, ok, aveți un eveniment de coaching, aveți o lansare de carte, nu o să se mai întâmple, vă anunțăm, nu știu, cândva. Când o să. Și să vedem logistic, cum le dăm bani înapoi, ce se întâmplă. Și era un eveniment pe care îl organizam în fiecare, cel puțin înainte de Crăciun și înainte de Paște, în care strângeam alimente, îi chemam pe oameni nu cu bani. Uh -huh. Le puneam lista de cumpărături, niște sacoșele uh -huh. și le spuneam cam ce e nevoie pentru niște bătrâni. Lucram cu o asociație cu care eram prieteni uh -huh. și noi fiind în centru, fiind deschis foarte mult Seneca, e deschis de la 9 dimineața până la 9 seara. Era foarte simplu să vii în treceri sau să treci în weekend și aveam cam o săptămână în care strângeam pur și simplu pachete cu neperisabile și cu lucruri. După aia ajutam să le ducă. Și pe n-am putut să-l tăiem din calendar, că deja ei pe bătrân. mergeam la ei și am zis, ce fac, ei nu mănâncă de paști sau cum? Și am zis, hai să să luăm noi, noi din Seneca, noi câți eram noi acolo, nouă oameni. Și am început să dăm la o parte rafturile și să avem niște saci de morcov și făină și ouă oh, n-am găsit, am găsit târziu și tot. Și după aia, evident, cum se întâmplă la noi, că noi niciodată nu suntem singuri. Uh -huh. Nu știu, sora mea a zis, dar fac și eu un pachet. Uite, îți trimit bani uh -huh. dacă tot vă duceți la un magazin mare. Și după aia au zis și colegii ei de la Nespresso sau ceva. Și uh -huh. tot așa și am ajuns, toți prietenii noștri, să doneze și ei și nu ne-a mai ajuns mașina, că noi aveam mașina Seneca cu care ducem cărțile la da. celelalte librării, dar vecinii de pe colț aveau o dubă mare și ei erau un lockdown și au zis noi avem duba aia cu care suntem magazine de instalații, mult, tita da. mai central, la ori sunt capul mai multe punși de la voi. Ne-am regrupat cine știe să conducă chestia asta, Alexandra care era, a zis, ok, nu o să mai fiu redactor și nu mai fac training de ecologie, o să conduc eu Duba. Mă fac șofer de dumă. Și așa. eram pur și simplu înconjurați de toată librăria noastră. Era plină de la hârtie igienică până la morcov, până la ce au nevoie oamenii de Paște, să nu uităm de Cozonac. Și el a fost primul pas din ceva ce a devenit un proiect care se cheamă Bunicii Noștri și pe care îl continuăm din martie 2020. Deci, de fapt, s-a născut ceva nou. S-a născut ceva nou oh. care ne-a ne scos din stare. Noi eram extrem de triști. Uhum. Noi nici concedii. Cu toate atât de că lungi, tu nu ești nu tristă, dar eu, tu ești un dar tu, atunci Eu de fiecare nu, dată când te văd ești un înțelegem zâmbet. ce se întâmplă, și nu vedeam cum se mai deschidă. Plus că nu știu dacă știți, dar asociațiile nu-și permit să aibă două luni închis. Că banii pe care îi câștigi, îi reinvestești Corect. și plătești Corect. un tipar sau plătești un. Exact. Și nu vedeam cum o să ne revenim noi din două luni de pauză. Uhum. Bine, atunci nu știam că vor fi două, credeam că vor fi trei săptămâni și tot ni se părea foarte mult. Da. Și cumva s-a întâmplat să ne anime de eram toți, acum fix trei ani, eram în niște costume din alea de astronauți, prin niște sate din Giurgiu, am fost la niște azile, am făcut o grămadă de lucruri uh -huh. și a devenit parte din noi, pur și simplu. Și acum redactorii și librarii de la Seneca Așa. sunt și super bun pe logistică din asta. Deja avem un depozit foarte mare unde facem asta. Sunt cantități mult mai mari. Uh -huh. Și fiecare carte care se vinde din Seneca și fiecare oră petrecută în Seneca, Așa. pentru că plătești timpul, devine și alimente pentru bătrâni. Aha, deci se, Așa trans că... se transformă. Adică in, in, în momentul în care vii la Seneca vrei, nu vrei, contribui la, da. la binele. E o și librărie altora. socială, ne-am dat seama de asta. Noi ne dăm seama de lucruri odată ce mm -hmm. se întâmplă. Mm -hmm. Ni le asumăm și le facem cu același entuziasm. Și ce fac bunicii noștri acum? Bunicii noștri fac bine. Sunt din nou bine pentru că în perioada aia cu lockdown-ul mm -hmm. și după, noi am fost foarte precauți. Mm -hmm. Noi venim, dar ei nu văd sacoșele când mergem la ei. Cine ne văd pe noi uhum. Și dacă noi nu intrăm să bem cafea aia Pe care ne-o fac zice, Aia e durerea de fapt Și acum suntem bine din nou Pentru că mergem și în vizită uhum. Nu mergem doar să ne da, asigurăm stă. Că ei sunt bine păi, uh -huh. fizic da. Ci deja ei știm pe numele Știm nepoții, le știm tot uhum. Deci... Uhum. Super. <laughs> Ce înseamnă să fii librar în ziua de astăzi. În general sau în Seneca? <laughs> Pe hai să zicem și în general și după aia să înțelegem ce înseamnă librar în Seneca. Să fii librar în ziua de azi înseamnă, chiar dacă nu e o școală și lucrăm și la asta uh -huh. cu alte librării, uh -huh. înseamnă să îți placă să vorbești cu oamenii, să îi ajuți sau să le recomanzi lucruri de care nu neapărat de care au nevoie, care i-ar ajuta în momentul ăla uh -huh. Cred că să fii librar înseamnă evident să citești, să-ți placă mult cărțile și să-ți placă să asculți, să te uiți la omul din fața ta. Uh -huh. Nu e aceeași experiență. Noi avem și shop online, dar nu e aceeași experiență. Acolo oamenii comandă, noi le trimitem. Și, se acolo, se, pe, și acolo se încheie povestea. Da, se bazează mult pe selecția noastră. Că le scriem noi biletele și că suntem absolut niște romantici în domeniul uh -huh. ăsta. E ceva... Dar când vin oamenii în librărie, le-am și aranjat cumva. Am acceptat și partea asta de oameni cărora nu le place neapărat să vorbească uh -huh. cu omul de acolo și nu stăm cu ochii pe ei. Pur și simplu la Seneca ai libertatea aia și în alte librării unde am lucrat eu. Uh -huh. Dar le-am aranjat în așa fel încât să poți să te orientezi extrem de ușor pe domenii, nu le avem în ordine alfabetică. Dar nu de... există întotdeauna cineva care știe unde e. <laughs> am vrea să credem asta, dar ne-au zeci de mii de cărți, ne-au depășit puțin. Mm -hmm. Da ai zone, ai insule, da. cu recomandări, cu noutăți, mm -hmm. cu bestsellere. Mm -hmm. Și te orientezi ușor și în general când pui ochii pe o carte, odată că ai încredere că noi am făcut selecția în așa fel încât să nu nimerești ceva da. mai puțin valoros, să zicem. Eu zic că nu mai există cărți chiar proaste, Aha. dar și să se lege cumva între ele. Adică ți-e foarte ușor, dacă ai citit ceva și ți-a plăcut, să găsești într-o librărie bine aranjată, poate să fie Seneca sau altceva, mie mi îmi plac toate librările, să găsești lucruri în continuare, să se lege între ele și să te ajute pentru ce ai tu nevoie. Da, mie mi-a plăcut conceptul ăsta de a de a ști nu doar de a intra în, uh, într-o librărie și de a-ți lua în ca caiete, de exemplu, sau așa ceva, ci de a, de a rămâne la un ceai, la o. știi, să mai răsfoiești una și alta. Uh, pentru că uneori e ca și când alegi niște haine, știi, până la urmă. Te duci și vezi care este haina asta de hârtie care ți se potrivește cel mai bine în acel moment. Și faptul că nu ești obligat să cumperi cartea, dar s-ar putea să deschizi acea carte și fix în acel moment să primești din cartea aia ceva ce ți ți trebuie și este valoros, asta mi se pare câștigul cel mai mare pe care îl um, oferă astfel de concepte. Da. Și ce înseamnă să fii librar în Seneca? În Seneca e mai ușor tot e mai ușor. Așa. Poate și pentru că oamenii care vin pe la noi, ne fiind în centru, noi suntem lângă parcul Chiselev, sunt cumva vecini. Și sunt vecinii pe care îi știm de am. ani de zile, le știm copiii, am văzut crescând deja. Hmm. Noi nu ne-am considerat o librărie pentru copii, dar suntem și o librărie pentru copii. Am aranjat, noi aveam niște mese la care să lucrezi la început, când voiam noi să fie co-working space. Niște mese s-au transformat în canapele de citit, niște fotolii din alea niște niște mese albe, așa da, era. Da, da. Erau așezate așa. Era destul de steril, așa, când te uitai, cum erau așezate, dar știi, așa a fost o strângulcerare când am trecut pe acolo, zic sigur, asta se schimbă pentru că nu poate să arate chestia asta, spațiul ăsta de coworking așa, față de spațiul ălalt care -a este. S-a schimbat de 100 de ori. Da, da. da. Acum da. avem inclusiv o cameră unde era cafeneaua de care vorbeam. Da. Între timp avem și cafeaua. Cafeneaua aia ce. Păi vinit... sunt sau... Au înțeles că nu sunteți concurență. Au plecat ei. Da. Și toate ofertele pe care le primeam. Noi nu simțeam nevoia să ne extindem neapărat, pentru că o asociație da. și investește banii în așa fel încât nu știu dacă ai vreodată un surplus din asta nebun. Da. Și nu știi. Adică o. Probabil n-am cumpărat mai multe alimente <laughs> pentru bătrân, dacă da. le-am avea. Așa că, atunci când s-a închis cafeneaua de lângă noi, ofertele care veneau ar fi fost în completarea Seneca, pentru că aveam deja două camere mari, și erau oferte de bed cafe și de lucruri care nu s-ar fi potrivit neapărat. Așa că am făcut un hair din ăsta și am închiriat și părticica aia. Uh -huh. știind că peste câțiva ani o să avem nevoie de o sală de cursuri aranjată exact ca la facultate da. în care acum avem în fiecare zi cât timp o să avem uh -huh. fonduri și cât o să fie nevoie uh -huh. avem cursuri de limba română pentru ucraine uh -huh. și nu știam exact ce o să fie sala aia, inițial era sala noastră de liniște Aha. și acolo erau cei care învață pentru barou sau pentru lucrurile astea dificile Uh -huh. Și acum este sala de cursuri și pentru învățat, și pentru aceste Așa, și și se țin cursuri, de da. fapt. E o sală de cursuri. Este o sală de cursuri. cursuri. Da. Care oricum poate fi, să zic așa, închiriată. Poate dacă fi, fi de... și închiriată. Facem și asta. Și chiar ne ajută când vin vecinii noștri de la America House de acolo uh -huh. sau de undeva. Uh -huh. Prima firmă care a venit la noi au venit cu laptopurile în brațe încă deschise, rămăseseră fără curent. Și o să avem nevoie acum de un loc să ne vedem între noi să vorbim, că urmează un deploy sau așa. ceva. Și s-au așezat și au lucrat foarte bine ziua aia, mai bine decât la ei la birou. După care s-a întors managerul și-a zis că ar vrea să, dacă avem abonamente, vă, cele ceva, ca să le ofere asta. Oamenii care vor să se ducă la birou bine. Și dar oamenii dacă vor așa pe echipe și au venit pe echipe la noi o vreme și de atunci avem multe abonamente, toate <laughs> variantele posibile de care au ei nevoie uh, știi ce mi-a plăcut pentru că am trecut și așa în afara evenimentelor și mi-a plăcut să văd uh, tineri acolo da chiar știi? da I I I E o chestie la care nu te aștepți, pentru că în acest, în marea majoritate a tinerilor, trăiesc pe TikTok, pe Instagram, Facebook-ul e deja îmbătrânit așa. Pe Facebook sunt toate rudele. Da, 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 exact, exact. Uh, și, știi, cumva îți crezi o imagine că asta nu se potrivește cu o carte. Și după aia parte de surpriză, aia frumoasă, când vezi tinerii acolo. Ce caută tinerii acolo? Și ei caută socializare între ei și ei caută locuri din astea ascunse, un fel de librăria din fundul curții uh -huh. de pe vremea mea uh -huh. și caută și liniște, culmea, n-am crezut asta. Când au venit primele grupuri așa organizate de tineri, uh -huh. ni s-a strâns puțin stomacul crezând că îi vor deranja pe ceilalți sau că ceva nu o să se potrivească. Uh -huh. Dar da, Pentru că gălăgie firesc. este asociată cu tine cu vorbitul, fata, cu... Da, exact, da, exuberanța da, e exact. nu e ne neapărat ceva rău. Uh -huh. Dar ne-am dat seama că cei care aveau nevoie de gălăgie mergeau la cafenelele de lângă Chiselev, uh -huh. și cei care aveau și nevoie de liniște sunt în diagonale de noi, Evianu. Uh -huh. Și mulți au examenele înaintea bacului, pentru că ei dau la Harvard sau în alte uh -huh. locuri, și mulți vin să lucreze sau să vorbească între ei, cumva, nu știu, să... Ei Antic, au integrat -așa. foarte bine treaba asta cu psihologul, cu ceva. Știu să se asculte, cumva. Mm -hmm. Și au venit la un moment dat niște puști, s-au strâns la Seneca. Noi ne-am deschis acum at atât de mult timp încât pe vremea încă se fuma în spații închise. Deci asta mi se pare încă greu de... de... Chiar așa? Chiar și la exista nu se periodul... fuma. Tocmai și anticafe făcea parte din chestia asta. Împotriva obiceiurilor, cumva, nocive din cafenele. Și a venit o profesoară, i-a găsit, erau, cred că, 10 sau 15 dintr-o clasă și a zis dacă voi vă strângeți aici unde și mie îmi place, ei încercau să învețe sau ceva. Uh -huh. Eu pot să vă meditez. Absolut gratuit. Ne întâlnim o oră aici pentru că voi oricum sunteți cumva în locul care și mie împâriește. Uh -huh. La școală nu simțeau că mai pot să stea, adică la un moment dat ai nevoie să te detașezi așa cum vin pentru noi firmele mari pentru brainstorming sau... Uh -huh. Și singura condiție, și cred că încă se țin astfel de evenimente, singura condiție a fost într-o cutie transparentă să fie toate telefoanele în mijloc și ora aia să fie de discuție. De... Și acolo am auzit opusul comentariilor la Rebreanu și la... Acolo am auzit niște discuții extrem de deștepte despre aceleași cărți pe care le-am citit și noi. La care nu te-aștepți. Nu mă așteptam. Chiar aveam multe prejudecăți înainte de SNK. Uh -huh. În Humanitas nu ajungeau. E și alt public, cumva, așa cum Cărturești are complet alt public. În da. Humanitas n-am văzut neapărat tineretul ăsta. Uh -huh. În Seneca vin mulți părinți și spun, am venit aici la recomandarea fiului. Da, da, da. Da, pentru că prima dată când v-am întâlnit a fost tot așa un eveniment organizat de o școală și unde a fost, uh, au fost niște lecții, știi, în afară, cu toate că școala care a organizat era super ok, adică oricum era altfel, da. oricum era altfel, dar acel spațiu cumva... Când ne-au spus, ok, ora se va desfășura la Seneca Anticafe, adică, ok, hai să vedem. Uh -huh. Știi, și am intrat acolo și am zis, ok, asta este confirmare că eu e bine, așa, așa a fost pentru mine. De ce? Pentru că, deodată, observând Copiii erau dezinhibați. Și adică, oricât de bine ar arăta o, o clasă uh, <laughs> și poți să o faci creativă și cum vrei tu, tot o clasă de școală este, da. pentru că o asociezi cu chestia asta, te duci zilnic acolo. Și atunci când i-ai scos din contextul clasei și ai dus acolo, i-am văzut înflorind. <laughs> Știi, și schimbul, și de replici, și de acea libertate care au simțit-o. Chiar dacă erau cu profesori, știi, și profesori stimulați dar câteodată chiar este bine să scoți aviz tuturor celor din învățământ. Scoateți copiii din clasă, scoateți din context și oferiți-le aceasta, aia. Da, din forma aia, și oferiți-le libertate de exprimare. Pentru că asta este ceea ce cred că lucrez și cu tineri, am traineri care le predau și copiilor și tinerilor și am tineri și eu la cursuri și concluzia mea după 30 de ani este că de multe ori am auzit că na, sunt copii, ce trebuie să te cobor la nivelul lor. În momentul în care stai de vorbă cu ei și stai să-i asculți, concluzia mea a fost că trebuie să te ridici la nivelul lor. Și asta este motivul pentru care apare acest uh, această, um, cum se spune, acest gap dintre generații, cum e expresie în limba română. Uh, ni se datorează ad nouă adulților. nu lor. Pentru că noi adulți avem pretenția ei să vină spre noi iar ei nu vin spre noi pentru că sunt speriați. Deci, noi credem că știm deja și e. Și greu noi avem să impresia că le știm pe toate. Iar ei, mai ales dacă e prins în perioada de pubertate, ei le știu pe toate și tu ce știi. Și cred că, de fapt, nu este prăpastia aia dintre generații, nu există. E doar în capul nostru. Și în momentul în care tu faci pasul către ei lucrurile se schimbă radical, complet. Și atunci reîncepe acest nivel de comunicare și cred că asta este ceea ce uh, locul și energia pe care voi o dați, pentru că nu e doar locul în sine. Da, chiar e vorba că, și până de la, Până la urmă puteați să faceți chestia asta și într-un cort. Dar <laughs> știi, uh, românii au această expresie care mi se pare formidabilă și este adevărată, cum o locul. Ce frumos! <laughs> și este echipă care ni se spune acolo. destul de des asta și inițial cumva nu că ne rușinam. Da, ai tendința să îl contrazici pe om da, pentru că, că noi nu, încă lucrăm că... la primit complimentele puțin. Da, 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 e provocator. Dar asta cu atmosfera mm -hmm. și că omul sfințește locul da, chiar e... Este și chiar invit bucureșteni măcar o vizită să faceți așa. Faceți și turism. Așa, hai să vedem locul acesta pentru că uh, e o echipă foarte faina care are o energie superbă. Ștefania este uh, absolut, uh, nu știu, acolo dirijorul energiei bunăstării, cam așa ceva. Uh, dar e un loc... Chiar dacă are energia aceasta bună, este un loc unde te calmezi, te liniștești și unde poți să primești ceva ce mie mi s-a întâmplat odată. Am rămas chiar surprins. Îmi scap acum în ce librărie eram. Okay. Îmi scapă. Și nu contează. Dar era o tânără. Căutam o carte să cumpăr pentru cineva o carte și am întrebat o tânără așa era o întrebare mai mult formală, știi? Și m-a surprins că a început să-mi povestească, să-mi recomande cărți, din faptul că le-a citit. Știi, și asta a fost uh, wow. Chiar există oameni care, persoane care mai citesc. Uh, însă, ce înseamnă să citești o carte? ce înseamnă să citești o carte. Da, pentru că știi de ce? Avem doar 24 de ore, sunt din ce în ce mai multe cărți. De acord. Da. Toți avem acestea. Și am vrea să le citim pe toate. Eu știu că aș vrea să le citesc pe toate, dar toate alea 24 de ore rămân. Chiar mai puțin. 23 de ore, 59 de minute și ziua este și din ce în ce mai scurtă. De asta e bine să le alegi. Și atunci au apărut de exemplu rezumate pe internet ai niște rezumate și am văzut că mulți tineri se bazează pe aceste rezumate. Hai și repede noi să... ne bazăm pe ele. Așa. Eu cumva am pun intenția și las intuiția să vorbească. Și în ziua de astăzi citesc o carte din scoarță în scoarță dacă într-adevăr m-a tras... Dar de obicei mă focusez să găsesc informația de care am nevoie. Știi, și e o carte la nimereală, și de fapt nu e nimic la nimereală. Și atunci, cum citim astăzi? Cred că mulți oameni de jurul meu, la mine încă se mai miră. Eu citesc, cred, câte trei cărți deodată. Mm -hmm. Una care este cea din care îmi extrag informațiile. Dezvoltare personală, Așa, psihologie, exact, ce mă exact. interesează pe mine sau ce mă frământă în perioada aia. Una e beletristică uh -huh. și una e filozofie în zona asta. Filozofie sau psihologie sunt cărțile astea care te așteaptă. Poți uh -huh. să le citești într-o lună jumate. Nu o să pierzi firul poveștii, uh -huh. nu o să citesc acum ceva despre stilurile de atașament. Cred că acum două luni uh -huh. aș fi putut să o citesc în două zile liniștită. Da. Dar este o informație care trebuie să se așeze încât n-aș putea. Și eu nu pot să fac pauză de alte cărți în două luni. Uh -huh. Deci e multă lume care le citește în funcție de scopul pe care l ai tu atunci. Clar. Dacă e beletrist, beletristică, sunt sigură că o să o iei cu tine într-o vacanță, într-un weekend prelungit. Avem multe weekend uh -huh. prelungite. Și o să reușești să o citești în două-trei zile, chiar dacă nu mai ai așa antrenamentul ăla. Uh -huh. Și noi primul pas e că le sortăm în așa fel încât să nu îi să nu pleci cu o carte slabă în vacanță. Așa. Așa. Deci, contează și de unde le iei. Eu încă nu pot să-mi iau cărți de pe net, dacă nu. Evident că poți să citești despre tot, dar trebuie să mă duc, sunt foarte bătrână la capitolul ăsta, nu neapărat în Seneca, dar trebuie să mă duc să văd cartea, să mă prind, să am cinci în mână ca să aleg una, să... Da, și, -și mi-e place să am material. Da. Ce carte ai recomanda? Așa, în mod general. Sigur, da. una. Cu care să începem? Cu care să începem? Hmm. Cred că aș alege ceva extrem de clasic. Mm -hmm. Deci, aș recomanda fie Manualul lui Epictet. Așa. Este o. O carte atât de bună și atât de bine scrisă și atât de, de sclavă Epictet, mm -hmm. încât n-ai cum să dai greș, n-are cum să nu-ți placă, n-are cum să... Deci este pur și simplu deci ce aș recomanda fie Epictet, fie orice de Seneca, fie Marcus Aurelius. Mm -hmm. Gânduri către sine însuși. Indiferent de vârstă? Absolut, indiferent de vârstă, să zicem Abine. după 14 ani. Da, da, la asta mă refer. Mai puțin de atât nu, i-aș recomanda no. altceva. Acolo Totuși. e alt, alt, sec, da. alt... Care secția îmi place și mie. Dar <laughs> Știi, altfel, indiferent de ceea ce tip până atunci, indiferent de cât mm -hmm. timp are la dispoziție sau răbdare, că și răbdarea mm -hmm. trebuie antrenată, nici eu nu mai citesc la fel de mult ca înainte, mm -hmm. aș recomanda oricui Perfect. una din astea. Perfect. Orice din zona stoicilor. Întrebarea hmm. de baraj, de fapt, întrebarea emisiunii. De ce face excelent de bine? <laughs> pentru că îmi place ce fac mm -hmm. și pentru că sunt înconjurată de oameni potriviți. Și în echipă, mm -hmm. și în echipa extinsă, și în oamenii pe care îi văd pentru prima dată mm -hmm. într-o zi. Ce le-ai oamenilor să facă sau să înceapă sau să nu știu, ca să, pășe, ca să pășească pe drumul lui excelent de bine. Cred că să fie atenți mm -hmm. la ei și la ceilalți și la alegeri și la tot. Mm -hmm. Să fie un pic, să -și ia un pic de timp da și să nu exclud intuiția da. în niciun fel mm -hmm. și acel lip of faith of, mm -hmm. deloc. Da să se conecteze puțin cu el înainte să ia o decizie importantă sau dacă se simte că nu e în locul potrivit uh -huh. sau... Și uh -huh. să lase lasă să treacă și frica și tot. Uh -huh. Ca după aia să facă ceva. Dar să înceapă de undeva. Că acum mi se pare mai simplu să nu începi. Am înțeles. Și să rămâi uh -huh. unde ești chiar dacă nu-ți place sau să... să rămâi la fantezii și să nu le transformi în vise. În vise. Uh -huh. Ștefania, surpriza emisiunii este acest bol magic în care sunt mesaje. Da. da. Uh, sunt în engleză. Ideea este să pui intenția, poți să nu spui sau nu, nu contează, uh -huh. este a ta, personală, dar ideea este să tragi bilețelul, să-l desfaci, să-l citim că este în engleză și să ne spui dacă s-a potrivit cu intenția ta sau cu ce am vorbit noi astăzi aici. Mi se pare extrem de drăguț că evident că și la Seneca avem un borcan cu citate mm -hmm. și mai tot timpul se potrivească. Ce simpatice sunt! Da, le face o prietenă de-a mea <laughs> manual, cu mânuță ei. Pe ea o relaxează chestia asta. Ce înseamnă să-ți placă ce faci? Cât este de important? Așa că rupe... <laughs> Nu, te, nu e obligatoriu să fii blând, da. <laughs> dar știu că librare și oamenii care lucrează cu cărți, că eu lucrez și la editură, sunt atât de grijuli cu materia. Da, știu. Mie mi îmi place când te duci la cărțile ale vechi și își pun mănușile frumoase și ți le deschid. Este e... exact ce ziceam eu cu să încep de undeva. Așa. O, îl citesc? Da, te rog. A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life doing nothing. Super. Sunt foarte de acord. Deci, o viață petrecută în greșeli este mult mai onorabilă decât una petrecută cum am spus? Ne fi... făcând nimic. Ne făcând nimic. Ne făcând nimic. Noi ezităm foarte mult. Mm -hmm. Apropo de asta, mi-am adus acum aminte de materie și de grijă și de frica de, de greșeli. Nu pare foarte intuitiv să publici cărți de ecologie pe hârtie care e din copaci. Și inclusiv la asta e o viziune excepțională că dacă totuși îți propui să faci ceva că asta tot zice okay. seneca, să pui mâna și să duci la împlinire mm. ce ți-ai mm. propus. Și e grijă asta poți să găsești soluții. Știu că pare imposibil mm. de multe ori. Te gândești că ai vrea să faci ceva dacă ești Dar departe eu... sau că. Știi, și eu, eu când eram mic la școală. Pe, acum mulți, mulți ani, noi duceam hârtia la școală la reciclat. Da, era undeva chiar un centru la noi în România, în Sinaia, și mergeam în excursie pentru asta. Da. Și se reciclează. Adică chiar se, se poate. Am văzut cărți tipărite pe hârtie reciclată. Chiar Cărțile scrie. editurii Seneca. Exact. Și sunt mulți factori. Și, și da. să fie <hântu> acreditată și tipografia să fie într-un <hântu> fel și... Se poate. Dar se să... poate, chiar se poate. Dor Dar să... necesită un pic mai mult efort și de asta e foarte, foarte important să-ți placă ce faci. Că nu ești tot timpul dispus. Absolut. Că și absolut. resursele noastre sunt limitate, nu numai ale planetei. oh absolut. A, planete deșteaptă. Da, chiar... Uh... Planete deșteaptă. S-ar descurca foarte bine, mult mai bine și fără noi. A, asta, cu siguranță. Ce facem e să ne ajutăm pe noi, nu planeta, da, da. Exact. Și planeta va fi de acord, eu așa cred. Da. Planeta o să fie de acord, uh, noi să fim un pic mai... Dar să și înțelegem ce înseamnă această responsabilitate. Îți mulțumesc foarte mult, Ștefania. Uite că -a, a zburat timpul și în această conversație liniștită și calmă despre cărți, despre... Nu știu, un strop de cultură, până la urmă uh, altfel decât ceea ce prezint în podcasturile mele și îți mulțumesc ce că ai fost mulțumesc. aici. Dragilor, aceasta a fost emisiunea și episodul de astăzi, pentru că îmi place să vândem, să faceți lucruri uh, și pe lângă relaxări, și pe lângă meditații, și pe lângă puterea subconștientului de care toți avem parte și ar trebui să l folosim și mai bine. Merită să și citim, s-ar putea să descoperim multe lucruri despre noi deja scrise. Așa că pe data viitoare vă aștept și vă doresc un excelent de bine și să faceți în fiecare zi excelent de bine.